Semne în soare și pe pământ. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciume. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Iisus descrie evenimentele care vor avea loc înaintea revenirii lui, în Luca, capitolul 21. Vedem astăzi că au loc anticipări pregătitoare ale acestor evenimente. Potrivit rapoartelor astronomilor care analizează activitatea Soarelui, în ultimii 11 ani s-a constatat o intensificare a activității solare. Acest lucru va duce la înmulțirea numărului de pete solare și posibilitatea unei furtuni solare gigant care ar putea lovi planeta noastră. O astfel de furtună ar produce o emisie de miliarde de tone de materie care ar traversa spațiul cu milioane de kilometri la oră înspre Pământ, cu impact asupra energiei electrice și sateliților. Cel mai mare meteorit al secolului, de 10.000 de tone și cam 16 metri diametru, s-a prăbușit în Chelyabinsk, Rusia, cu cel mai mare impact înregistrat în mai bine de un secol. Unda de șoc a distrus 100.000 de metri pătrați de sticlă, peste 3.000 de clădiri din Chelyabinsk fiind afectate. Meteoritul a generat o forță de 500 de kilotone de energie, de 30 de ori mai mare decât energia bombei atomice de la Hiroshima. Localnicii îngroziți relatau: am crezut că e sfârșitul lumii. Mai există meteoriți căzuți și peste California și Florida, în Statele Unite. Se ridică întrebarea: ce s-ar întâmpla în cazul în care un meteorit uriaș ar lovi o zonă intens populată? Apocalipsa 8 parcă ar descrie un meteorit, asteroid, care se prăbușește în mare și care produce daune majore. Pe tot globul a avut loc o intensă activitate seismică și un număr de fenomene meteo extrem de rare. Un cutremur de 8 grade a lovit insulele Solomon și a fost unul dintre cele 9 cutremure mari în 5 zile de la sfârșitul lunii ianuarie. Să nu uităm și de cel din Turcia, și în zona noastră se estimează unul mare. Seismologii avertizează cu privire la schimbările amenințătoare al întregului bazin Pacific, cu îngrijorarea că platoul indo-australian de sub Pacific s-ar putea rupe. După cel mai mare cutremur subteran înregistrat vreodată, care a lovit coasta Indoneziei în aprilie 2012, aproape toate cele 15 plăci tectonice ale planetei, în unele cazuri sub platouri și arcele vulcanice, sunt greu afectate de recenta mobilitate violentă a plăcilor tectonice zguduite de cutremure. Iisus a prorocit înmulțirea numărului de cutremure ca un semn al sfârșitului. Matei, capitolul 24, cu versetul 7. Sistemul vulcanic al Terei a devenit extrem de tensionat și cavități subterane sunt pline de magmă, amenințând să explodeze în orice moment. 4 vulcani din peninsula din estul îndepărtat Kamchatka din Rusia au erupt simultan, producând scurgeri de râuri de lavă, și muntele Etna din Sicilia a început să erupă. Se pare că un vulcan inactiv își începe activitatea sub câmpiile Pelagren din Napoli, Italia. Sunt alerte de schimbări masive care au loc în interiorul planetei. Erupția așa numitului supervulcan ar putea produce așa numitul efect de iarnă vulcanică, care are loc în momentul în care gazele sulfuroase și cenușa acoperă globul cu nori groși de cenușă, ce nu pot fi străpunși de razele solare. Un cutremur care va face ca soarele să devină negru ca un sac de păr este profețit pentru zilele din urmă din Apocalipsa 6:12. Milioane de pești morți au invadat coasta Islandei. Mii de delfini și balene au naufragiat pe coasta de est a Irlandei. Au fost găsite de asemenea cantități uriașe de pești morți în Chile, Brazilia și Australia. Apocalipsa 8:9 prezice o vreme în care făpturile care erau în mare și care aveau viață au murit. Pentru toate schimbările meteo din lume, se dă vina pe schimbările climatice produse de om, care ar fi dus la variații extreme de temperatură, foarte cald și foarte frig, secetă, inundații și compromiterea recoltelor.
China a îndurat cea mai friguroasă iarnă din ultimii 30 de ani, iar în estul Rusiei au fost nevoie ca populația să fie evacuată din pricina temperaturilor care au coborât la minus 50 de grade Celsius. În nordul Indiei, populația a fost expusă unui frig neobișnuit, pentru care nu erau deloc pregătiți. O furtună uriașă de zăpadă a acoperit cu un strat de câțiva centimetri Orientul Mijlociu, unde activitatea zilnică a fost întreruptă de zăpadă în Ierusalim și chiar și Arabia Saudită a avut parte de nisoare. Ploile torențiale, zăpada, grindina și inundațiile au măturat regiunea. Există teama că topirea gheții din regiunea arctică va slăbi fluxul curentului Golfului și s-ar ajunge la o răcire a Mării Britaniei și a Europei de Nord. Marea Britanie a trecut în martie prin frig extrem și zăpadă, după un an de ploaie aproape continuă, care a dus la inundații și a produs daune în agricultură și locuințe. America de Sud a trecut printr-o căldură îngrozitoare, cu valuri arzătoare de căldură de-a lungul zonelor vastice din Rio de Janeiro, cea mai bogată zonă agricolă a țării, exportator important de grâu în lume. O zonă din pădurile tropicale amazoniene, cu o suprafață de două ori mai mare decât California, suferă de secetă încă din anul 2005 și are vegetația distrusă. Incendii au izbucnit de-a lungul Australiei, alimentate de un val record de căldură cu temperaturi de până la 50 de grade în centrul Australiei. După săptămâni de căldură extremă, țara a fost lovită apoi de inundații masive. Grindina, de mărimea unor bolovani, a acoperit satele din sudul Indiei. Apocalipsa 16 asociază asemenea fenomene atmosferice cu zilele din urmă. Toate aceste fenomene afectează rezervele globale de hrană. Lester Brown, președintele Centrului de Cercetare pentru Politicile Pământului din Washington, afirma că nu te mai poți baza pe stabilitatea vremii și cererea de hrană crește într-atât încât, dacă nu se iau măsuri urgente, falimentul este inevitabil. Lumea rămâne și fără apă potabilă. Câteva din cele mai mari lacuri și râuri de pe glob seacă într-un rit alarmant și multe din cele mai importante surse subterane de apă de care depindem pentru irigarea culturilor vor dispărea curând. 40% din copiii care trăiesc în Africa și India s-au oprit din creștere datorită apei insalubre și a malnutriției. În China, 80% din râurile importante sunt într-atât de oribil poluate cât nu mai susțin nicio formă de viață acvatică. Aral, cunoscut și sub denumirea de Marea Aral sau Marea Albastră, este un lac sărat din Asia Centrală. Dacă în trecut era cunoscut drept al treilea cel mai mare bazin închis din lume, acum a secat aproape complet și a devenit deșert. Cea mai importantă sursă subterană din America, Ogallala Aquifer, seacă alarmant de rapid, asemenea râul Colorado și cel mai important lac din vestul Statelor Unite. Like mad, Egiptul pierde cam 50% din apele potabile prin gestionarea deficitară a problemelor de furnizare și distribuție și apa este poluată. Există spectrul amenințător că, din anul 2025, Egiptul poate rămâne fără apă. Isaia, capitolul 19, cu versetul 5, descrie că râul Nil secat și uscat, iar în Apocalipsa 8, cu versetul 11, oamenii mor din pricina apelor care fuseseră făcute amare. Astfel de fenomene se înmulțesc și arată înspre venirea apropiată a Domnului Iisus Hristos ca rege al regilor și domn al domnilor. Să nu uităm de războaiele care au venit, iar în anul 2020 știm cu toții ce s-a întâmplat peste întreaga planetă. Acestea sunt câteva din lucrurile care se întâmplă pe Pământ în zilele din urmă. În anul 2023, în noiembrie, multe priviri au fost îndreptate spre cer, unde aurora boreală, un fenomen care în mod obișnuit se desfășoară în regiunile polare, a fost vizibilă și în România, dar și în alte țări în care nu apare în mod obișnuit. Rețelele de socializare s-au umplut cu sute de fotografii care au surprins frumusețea fenomenului. Multe scrieri istorice despre luminile nordice observate la latitudini temperate descriu un anumit sentiment de presimțire. Unii oameni văd în acest fenomen un semn rău sau un avertisment, de obicei cu semnificație militară. Și Biblia ne amintește că vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletul mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea celor ce o să vină pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi guduite.
Atunci vor vedea pe Fiul omului, venind cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Luca, capitolul 21. Luați seama la voi și vă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină peste voi fără veste, căci așa va veni peste toți, cei ce locuiesc pe toată suprafața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiul omului. Luca 21. Să nu ne îngrijorăm de semnele care se arată și noi să stăm aproape de pieții de Dumnezeu, pentru că vedem războaie, cutremure, inundații, schimbări de temperatură, de climă, dar noi știm că răpirea bisericii se apropie și foarte mulți creștini cad, proroci, păstori. De aceea să rămânem lângă Dumnezeu apropiați, să nu ne temem de conspirații, de vremurile care sunt, și să citim Scriptura, să stăm aproape de Dumnezeu, ca să avem parte cu Dumnezeu, să avem parte de răpire, pentru ca să avem o viață sfântă, este luptă. Și Dumnezeu să ne ajute ca să nu rămânem de la răpire, să prindem anii apocaliptici. Dumnezeu să fie slăvit și să ne ajute să fim gata.